Salut, băieți! Noi ce am avut o problemă la un Opel Astra G din 2007 cu demotor Z14XP 1.4 benzinar. Problema mea a fost că n-am mai pornit deloc. Pe tester nu mi-a dat nicio erare pe motor. Am încercat să testez pompa din combustibil cu testerul COPCOMU. Clar, aceasta n-a mai funcționat deloc, n-a mai buzit, n-a mai făcut absolut nimic. Și am suspectat această pompă și, din fericire sau din păcate, chiar a fost problema. Ce se întâmplă cu ele? Ele se blochează și automat nu mai merg deloc. Vreau să vă arăt dumneavoastră un videoclip cum funcționează ele oarecum, dar asta mea merge intermitent, când merge, când nu merge. Și vreau să vă spun dumneavoastră că în 80% din cazuri este pompa. În cazul meu a fost pompa. Poate să fie și releu, poate să fie și alte probleme. Dar în cazul meu a fost pompa. Repet, nu mi-a dat nimic pe tester. Am încercat să o testez cu COPCOM-ul direct pe pompă și nu a comunicat deloc, adică nu buzea, nu făcea absolut nimic. Și vreau să vă arăt și noastră, am niște baterii aici. Ea se conectează la 12V și vreau să vă arăt și noastră că este blocată. Bine, probabil am 4V, iar aici am 12V. Cum vedeți, da? O să-i dau pe mai puțin voltaj. Probabil acum o să pornească pentru că am tot buzăit eu și e posibil să plece. Dar vom vedea imediat. Da, cum vedeți, asta nu pleacă. Acum a plecat. Da? Acum a pornit. Cel la care 4V, ea trebuie să pornească. Deci merge. Dar dacă dau un obiect puțin în ea, ea se va bloca și nu va mai merge. Vom verifica. Eu acum merge. Deci, repet. Are toane când merge și când nu merge, când rămâne blocată. Noastră, în cel mai rău caz, desfaceți capacul de la rezervor, se află undeva în spatele banchetii. Dați capacul acela din plastic jos, apoi aveți o siguranță, să zic așa, pe rotund de metal. O dați jos și apoi o să puneți contactul și vă uitați la pompă dacă pleacă sau nu. Eventual luați orice obiect și încercați să dați puțin în ea. Acolo jos, da? Dați puțin în ea și apoi o să puneți contactul să vedeți dacă vă pleacă sau nu. Ea o să vină cumva așa, da? Nu, o să încercați să dați puțin așa în ea, cum puteți acolo în rezervor. Cu orice obiect, cu șurubelniță, cu patent, cu orice. Și apoi să vedeți dacă vă pleacă. Dacă vă pleacă, e din cauza această pompiță. Vă recomand să o înlocuiți, chiar dacă o să vă plece după ce îi faceți șocuri. Pentru că la un moment dat o să moară de tot și nu o să mai meargă deloc. Cam asta este videoclipul meu de astăzi. Din fericire acum merge, nu este blocată. Am tot buzeit-o eu și probabil s-a deblocat. Dar la fel o să meargă intermitent, adică când merge, când nu merge. Haideți să dau 17V. O să meargă mai tare. Cum am zis. Deci, cam asta este. Pompa defectă.